Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a știrilor Diaspora TV, Elveția. Aici Camelia Căpraru vă prezintă titlurile ediției. Stop to Drops este o organizație care militează pentru un mediu fără fum pentru copii, de asemenea în locurile de joacă. La nivel mondial, 8 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza fumatului. Aceasta corespunde întregerii populației a Elveției. În Elveția, 9500 de persoane mor în fiecare an din cauza fumatului. Stop to Drop este o organizație care militează pentru locuri de joacă fără fum. Pe 42 de terenuri de joacă au fost găsite în medie 77 de mucuri de țigară. Pe un teren de joacă erau chiar 488. Marcus Dick, directorul executiv al organizației Stop to Drop, explică pentru Diaspora TV Elveția de ce este important ca adulții să nu fumeze în prezența copiilor. Für Erwachsene ist es ganz wichtig, dass sie wissen, sie sind ein Vorbild für Kinder. Und wenn man vor Kindern raucht, dann erhöht das das Risiko, dass sie selber anfangen zu rauchen, ein Vielfaches. Deshalb laden wir Raucherinnen und Raucher dazu ein, nicht vor ihren Kindern zu rauchen und ein Vorbild zu sein. Acestea au fost știrile Diaspora TV Elveția cu Camelia Căpraru, care vă urează în numele întregii echipe sărbători fericite și un an nou îmbelșugat.